unde s-a filmat? Unde sunt locurile astea așa? Și despre muzică aș vrea să știu câte ceva. O să încep muzica. Compozitorul este Alexandru Ovidiu Stoica. El nu a putut fi astăzi alături de noi, dar eu sunt foarte încântat de ce a făcut. Este tânăr ca și noi și am lucrat împreună într-un ritm destul de alert, pentru că avea și multe proiecte, era și într-o deadline, nu se apropia, dar a făcut treabă foarte bună. Pentru că locurile de filmare vin în București. În București s-a filmat, exceptând Cabana Trei Brazi, unde a fost prima secvență, cea din început. București în București, da. Ce să vă zic? E un apartament... Piața Amzei. Piața Amzei este o zonă care oferă foarte mult și exterior. Vatra Luminoasă. Da, la Vatra Luminoasă. S-a filmat în Pădurea la Băneasa, unde Andreea... Pădurea la Băneasa? Unde a venit poliția, să ce facem. Unde a început. Da, s-a uitat un pic la noi, ciudat. Era noapte și frig. Și eram frou, nu știa ce facem acolo. Ok. Dar au fost cam trei locații mari, interioare, restul, cam câte jumătate de zi de filmare, la Măneasa, pe Dig, la Crângaș. Pe Dig, la Crângaș. Unde alerga Ionuț. Făcea jogging. Filmul a mers pe la mai multe festivaluri, 8 în total, și a câștigat și Ionuț a câștigat premiul la Louisville în America, la un festival de prestigiu. Pentru cel mai bun actor într-un film străin. Apropo de actori, i-ai ales pentru că te cunoșteai și plăcea de ei? Sau ai făcut un casting? Ca să zic așa, eu m-am dus la actori. Eu m-am dus la ei, am mers la sigur, pentru că pe Ionuț îl știam dintr-o piesă cu 7 ani în urmă, cu E frică de Virginia Woolf, acum are 9 ani. Mi s-a părut potrivit exact pentru ceea ce caut. El atunci m-a și întrebat de ce mă vezi pe mine în rolul ăsta. De soț, familist, convins, mi-a spus. Asta am văzut în el și pe Andrei l-am văzut într-o piesă care acum nu se mai joacă, din păcate, 6 personaje. În căutarea unui autor. Da. Mi-a plăcut, m-a impresionat. Prima dată când a început piesa, nu știam cum să o iau. Nu prea... A fost genul de piesă care m-a făcut să reflectez 3 zile. Dacă îmi place sau nu, am căzut de acord că îmi place. Și acum știu că mai joc în Frații Karamazov. Aia este altă piesă care m-a impresionat, deci puteți să mergeți să-mi vedeți. Oana am lucrat la niște scurtmetraje cu ea. Cu doamna Carmen am colaborat. Știam și cu dumneavoastră ei. Cam cu toți am colaborat.